vino la remarcă, ești așteptat. Bună seara. Eu vin cu mare plăcere aici pentru că directorul de aici, domnul inginer Dănuț Dima, îmi dă totdeauna vești bune. Sper că și astăzi o să facă la fel, pentru că altfel mă supăr. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara. Sunt foarte bune, sunt bune. Dar sunt bune, nu? Nu vă plângeți. Nu încă. Nu încă, deci văd că aveți ceva pe suflet. Păi spuneți. Au început cireșile, pepenii, vin strugurile. Ce nu-i bine? Aveți cireșe la Golești? Am. Și nu dați și la alții? Păi da, dar bine să și le culeagă. Da? Deci din cauza asta s-a simțit o ușoară... S-a simțit. A mai fost și o mică scădere la prețuri. A fost? A fost și... Mai ziceți o dată, de cine depinde scăderea sau ridicarea prețurilor la dumneavoastră? E tot la nivel internațional? Normal, tot. Da? Tot. Din păcate, tot. Nu? Și nu neapărat legat chiar de Europa, e la nivel mondial. Păi da, știu că spuneați atât de China, de America, de... Da. Dar nu știu, explicați-ne. Ramadan, chestii. Da, musulmanii, da, și ce acum a fost perioada de Ramadan. Da, e pe încheiate. E pe încheiate și asta s-a simțit la dumneavoastră? Da. Cum adică? Nu înțeleg. Nu cumpără turcii, nu cumpără marfă, cumpără mai puțină, sunt mai... Da, turcii, să știți că sunt niște oameni buni. Turcii în Ramadan și nu numai împart cu ceilalți ceea ce asta au. Asta e altă treabă. Dar, nu... dar ce frumos din partea lor. Nu-s de aia care se închid în casă să mănânce mult și să... În primul rând împart la cei care n-au. Nu știu, nu. Nu faceți de asta, nu? Nu faceți de asta, nu? Afacerile sunt afaceri. Afacerile... Dar chiar relația cu Turcia a României, din punctul ăsta de vedere, că acum vorbim despre remat. E avantajoasă? Turcii sunt implicați în această afacere? Da, sunt unul din cei trei jucători după piață, după piața fierului. Da? Păi da, e bursă la Rotterdam, e bursă la Istanbul și bursă în India. Ia uite, așa am avut. Așa. Dar indienii? Ei n-au spre departe, sunt prea departe. Și n-au Ramadan. Nu, sunt prea departe Ramadan, și atunci da. nu intră în calcul. Dar... Nu știu, uite, să aflăm niște lucruri noi. Eu am crezut că la dumneavoastră totul se rezumă pe plan local. Am contracte, mi-es banii, n-am contracte, nu, așa, din, și ridic lepurile. Din păcate, capacitățile de producție din țară nu reușesc să topească atâta fier cât să strânge. Dar văd că fierul e pe primul loc, totuși, de fier am spus întotdeauna, că dacă n-ar fi fierul, alta ar fi... situația. Da, dar... Și optez. Și optați. Dar văd, domnule director, că se demolează, se construiește, se casează o mulțime de chestii. Nu ajung la dumneavoastră? Păi, poate din ele ajung, dar nu atât toate, că mai avem și concurență pe piața asta. Asta e foarte bine că aveți concurență. Dar nu e... Toată lumea vrea preț bun, toată lumea vrea să vândă... Și ce, dumneavoastră nu vreți preț ba bun? Da, păi, toată lumea vrem preț bun. Că se poate sau nu se poate, asta e altă situație, nu? Mai sunt și prietenii, mai sunt și obligații. Sunt bun, bun, ce-i cu prieteniile totuși? Adică, în ce constă? Păi, adică dacă... În afaceri? Păi dacă eu mă înțeleg bine cu un partener de afaceri, ăla o să îmi spună, vezi că am atâta, trebuie să-mi dai atâta. Trebuie să faci pe dracu' în patru să-i dai atâta. Să-i dai atâta. Da. Câte contracte aveți dumneavoastră? Aproximativ, că n-ați stat să le numărați, probabil, în județul Vrancea cu comunele. Cu comunele? Cred că sunt în jur de 15. Puțin. Cu primăriile. Puțin. Da, puțin. Dar gândiți-vă că mai sunt niște operatori de salubritate care pun condiția ca în momentul în care iau gunoiul manager să ia și selectivul. Și... Vă tăia de la porții. Da, și ei vin, le iau și vin și le aduc nouă după aia. Știți de ce v-am întrebat pentru că... Dar nici noi n-am putea să ducem mult mai multe pentru că nu avem logistica necesară. Adică nu pot să spun acum că iau 50 de comune și să nu pot să fac față. Am făcut o emisiune la Tulnici. Exact după, cred că după 1 mai sau... Bun, în jurul datei de 1 mai. Și fuseseră acolo petreceri, fuseseră, bun.
și pe între Gălăciuc și Lepșa, pe Păimaș. Am văzut atâtea gunoaie, atâtea peturi, atâtea mizerie, că eram cu primarul și chiar l-am întrebat ce se întâmplă. Chiar ce se întâmplă? De ce nu există? Făcuseră picnicuri? Dacă l-ați întrebat și nu v-a răspuns foarte rău. Omul mi-a răspuns, trebuia să vină mașina, se pare că a și venit între timp, dar mă gândesc și la oameni, la oamenii care merg acolo și mănâncă și beau bere și își lasă acolo sticle de bere, peturi, gunoaie. Știți la fel de bine ca și mine că nimeni de la primărie, înainte de zilele astea, nu se duce să pună măcar niște saci. Sau în zilele alea, când așa se treacă, unul să dea saci. Bă, vă rog eu frumos, puneți gunoaiele în saci. Lăsați sacul aici, că vă nu. Unde scrie că trebuie să facă lucrul ăsta? Păi da, atunci de ce îi lasă să stea acolo? Că primăria îi lasă, nu îi las eu. E drum public, nu? Că e... Drum public vis-a-vis de mănăstire la Lepșa. E dita mai imașul. Acolo este tradițional, cu cortul și cu asta. De ce nu fac treaba asta? Dar nu numai treaba asta să o facă. Dacă se vede că nu se poate și nu se poate și nu se poate, poliția asta, sanitar, veterin, nu veterinar, au jandarmi la Vidra, au și la Lepșa. Iar domnule, dă guler și dă-le amendă și bonjur, e posibil, este un rai. Ce avem noi în județul Vrancea este un rai, de-aia am spus... Numele emisiunii este Avrancea Pitorească, pentru că e pitorească, într-adevăr, și vii tu și... Discutăm de altul, nu să discutăm de noi. Păi nu, dar apropo de gunoaie, știți, mă gândeam dacă aveți contracte în zona aia, că altfel nu discutam... Dar ce să vă spun? Eu vă spun ce mă doare, că am contracte cu primăriile sau cu salubriște, așa, așa, și îmi vin gunoaie echipurile selectate, din care jumătate tot la groapa de gunoaie ajung. Aici este problema, pentru că nimeni nu învață pe oameni ce să pună în țară. Și absolut tot ce îi se pare omului că e plastic sau hârtie, el o trântește acolo. Dar nu îl învață nimeni că o hârtie murdară sau un plastic murdar, de exemplu, plasticile de la carne, pungile de care am fost un pui sau așa, alea nu se mai reciclează. Alea merg direct la ars. La gunoi, sigur că da. În momentul în care tu le amesteci și să murdăresc cu sânge, să murdăresc cu asta, aici este problema. Păi da, asta trebuie să înveți odată pentru totdeauna românii, că este jenant. Noi le spunem la primării, dar mai departe cine să le spunem? Și ce să facă și eu? De asta profit de emisiune. Da, păi sigur că da. De ce? Primarul ce să facă? Să stea la fiecare om în casă, în poartă, să vadă ce hârtie aruncă? Nu-i treaba primarului, ia vicii primarului. Vicele să se ducă și se facă, să meargă din poartă în poartă? Da. Dacă e nevoie, da. Păi, cine să-i instruiască? Cine poate să-i instruiască? Pentru că din alea pe care le aruncați și care pot fi reciclabile, ies niște bani, bani care ajung și la noi. Ies niște bani? Mai nu, am citit, săptămâna asta am citit. Consiliul Europei mărește procentele de reciclare începând cu 2022, parcă, dar nu numai asta. Pentru fiecare kilogram care nu s-a făcut, va pune o penalitate pe care România o plătește la Consiliul Europei de 0,8 euro. Vă dați seama să plătești 3 lei și ceva pe kilogramul de deșeu? Sigur că îmi dau seama. Dar ce înseamnă? Cât o să fie groapa atunci? Nu știu, noi trăim așa haotic, toți, stimați telespectatori, îmi pare rău, nu ne gândim decât la ciorba noastră de acasă, dar lucrurile astea ne privesc pe toți. Și văd în continuare că nu sunt genele alea în care scrie plastic, scrie sticlă, scrie aiurea, câțiva le folosesc, în rest te duci direct cu gunoiul. Da, v-am zis, și chiar dacă le folosesc, tot incorrect le folosesc. Și tot incorrect. Dacă scrie plastic acolo, pune bre plasticul acolo, scrie sticlă, pune sticlă. Și așa mai departe. Da. Pentru că, vă rog. Și atunci ajung la noi și eu sunt nevoie să dau scăzăminte, pentru că și după aceea începe scandalul, că de ce i-am dat atâtea scăzăminte, că eu fac buzunarele mari și că îl fur. Nu îl fur, dar este marfă care ajunge, e murdară, n-am ce face cu ea, n-am eu ce face, n-are următorul după mine ce face. Toată lumea
E și problema mai departe după noi, pentru că toți clienții noștri strâmbă din nas. Acum, la calitatea mea, mărfii vor marfă cât mai curată, parcă am fi fabrică și dăm deșeuri tehnologice, nu deșeuri reciclate. Da, și din lipsă de educație, și din comoditate, și din... nu-mi pasă. Foarte urât din partea noastră. Am spus nu din partea voastră, din partea noastră, stimați telespectatori, da. Că toți ar trebui să ne gândim mai mult la această situație, care, repet, ne aduce și nouă beneficii, dacă ne purtăm corespunzător. Și totuși mai avem foarte puțin. Ce ați reușit să comercializați luna asta? De toate. De toate. De toate. Cu angajații, cum ați stat? La fel? Stăm bine. Bine, da. Am mai angajat un șofer, încă... Ați găsit șofer până la urmă? Păi când l-am găsit, l-am și luat. Da? Și sunteți mulțumit. Da, deci noi suntem undeva pe linia de plutire. Da, ca să zic peste. Peste un pic. Hai, ziceți, peste, că așa m-ați obișnuit. Da, și din punctul ăsta de vedere. Nu, e ok. E ok. Programul Rabla v-a folosit? Având în vedere că sunt vreo 6 sau 7 dezmembratori în județ, având în vedere că programul Rabla a fost pe sumă, n-a fost pe mașini și s-au dus bani mulți pe cele electrice și hibride, s-a terminat foarte repede, mașini nu au fost atât de multe, nici la noi, nici la alții și cam asta este. Cam asta este. Domnule director, s-a terminat emisiunea, vino la remat că... Ești așteptat. La revedere. Bună seara.